Președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un au încheiat summitul de azi fără a semna un acord într-o ceremonie comună, a informat Casa Albă, relatează site-ul postului BBC. Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca dezaprobă modalitatea de adoptare și unele dispoziții ale Ordonanței 7, care aduc atingere independenței justiției și se declară solidară cu magistrații. Un bărbat în vârstă de 84 de ani din județul Cluj a murit din cauza gripei. Numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 158. Potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna 11-17 februarie 2019 s-au înregistrat la nivel național 1534 de cazuri de gripă clinică. Michael Cohen, fostul avocat al președintelui Donald Trump, a declarat în cadrul audierii din Congres că e teamă de faptul că Trump nu îi va permite succesorului său să preia pașnic controlul Casei Albe dacă pierde alegerile din 2020, relatează Reuters. Iar Partidul Laburist va propune sau va susține convocarea unui nou referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană, a anunțat aseară formațiunea de opoziție. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.